Valentin Costache a semnat la începutul acestei săptămâni un contract cu UTA și se simte pregătit să intre pe teren măcar o repriză în meciul cu Rapid de mâine, de pe teren propriu care se va disputa de la ora 19:15. Jucătorul a punctat că a avut și alte oferte de la echipe din Liga 1, dar George Țucudian și Mircea Rednic au avut un rol important în decizia de a opta pentru UTA. Am avut ceva oferte, da. Din Liga 1 te întreb. Am avut și din Liga 1. Dar, să zic așa, a contat foarte mult și aici George Țucudean și Mister, domnul Mircea Rednic. Pe George o știi de la CFR, mă gândesc. Da, îl știu de la CFR și, să zic așa, suntem și puțin mai apropiați. El este nașul meu de cununie și a contat mult asta. Costache a vorbit și despre șansele echipei sale în partida cu Rapid. Păi presiunea e și pe noi și pe ei. Vă dați seama că și ei sunt acum în reconstrucție, să zic așa. Au adus câțiva jucători. Dar știți cum e. Primele meciuri sunt puțin fără ritm, deci eu zic că sunt șansele egale. Sau 60-40 pentru noi, pentru că jucăm acasă. Dar o să fie un meci foarte greu. Foarte, foarte greu. Trebuie să luptăm cu atitudine. Nu contează cine joacă, dar cu atitudine, cu pasiune, luptăm și trebuie să câștigăm. Valentin Costache a mai evoluat în Liga 1 la Dinamo, CFR Cluj și Rapid.